Evenimentul care s-a dorit a fi o gală caritabilă, în urma căreia se dorea strângerea de fonduri pentru renovarea unei rezerve a secției de nou născuți, nu a avut efectul scontat, și asta pentru că politicienilor gorjeni le lipsește, se pare, simțul civic. Evenimentul presupune o strângere de fonduri pentru modernizarea și renovarea unei rezerve a secției nou născuți din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu. Vom încerca să dăm o nouă față și să igienizăm această rezervă, care acum este închisă din cauza condițiilor precare pe care o prezintă această rezervă. Este pentru prima dată când se organizează un astfel de eveniment la nivelul județului Gorj, iar organizatorii nu au fost descurajați și își vor duce proiectul la bun sfârșit, în ciuda lipsei de receptivitate a autorităților și politicienilor. Este prima dată când se organizează în județul nostru o astfel de gală caritabilă și pe viitor mă aștept ca spiritul civic să fie mult mai viu în fiecare dintre noi. Printre cei care au răspuns invitații a fost și deputatul Cosmin Popescu, care a salutat inițiativa asociației și chiar a promis că va convinge și alți prieteni să se implice în acest proiect. Spitalul are nevoie de asemenea acțiuni și sunt convins, așa puțin cum suntem, o să reușim și o să demonstrăm la finalul acestei acțiuni că se poate și o mână de oameni se pot realiza foarte multe lucruri. O să contribuiți? Cu siguranță, da, și chiar mi s-a părut cu toți prietenii care am vorbit și o să fie multe surprize. Mulți de prieteni care am discutat o să fie alături de această asociație și cu siguranță această secție de nou născuți o să arate altfel. În urma evenimentului s-au strâns 5.000 de lei.